Este impresionant că frații se pot aduna la oaltă atunci când există o cauză nobilă. Într-unul dintre studiile biblice de anul trecut am găsit o definiție extraordinară a conducerii, care spunea că conducerea este arta de a dezamăgi pe cei care te urmează într-o rată în care ei pot să o absorbe. Când se întâmplă ceva, când oamenii nu mai pot să absorbe ceea ce s-a întâmplat, atunci ei se revoltă, atunci ei sunt în stradă. Atunci au loc mari schimbări. Observați o familie de români pierdută printre fiordurile Norvegiei, trăiește o tragedie care o folosește Dumnezeu să schimbă legile în multe țări din Europa. Să adune la oaltă, ați văzut preoți ortodoși, catolici, reformați, păstori, baptiști, pentecostali și așa mai departe. Se întâmplă lucruri extraordinare. Dumnezeu se folosește de lucruri mici ca să schimbe lucrurile mari. În seara aceasta vom continua subiectul pe care noi ni l-am ales, rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că am vrea să învățăm cum să ne rugăm. Și n-avem de unde să învățăm cum să ne rugăm decât de la Domnul Iisus Hristos, de la Fiul lui Dumnezeu, care ne-a dat un model de urmat și să învățăm de la El cum să ne rugăm. Tema din seara aceasta este prima frază, așa cum menționa și Marius în predica din limba engleză, prima frază a rugăciunii Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri. Știți că imaginea noastră despre Dumnezeu poate să vină din două surse. Ne putem, de jos în sus, dacă vreți, de la mintea noastră, originea să fie mintea noastră, cum ne-l imaginăm noi pe Dumnezeu, rațiunea noastră produce, deci, o imagine despre Dumnezeu. Sau, de sus în jos, Dumnezeu ne revelează originea fiind Dumnezeu care se descopere pe sine și putem ști cine este Dumnezeu de la El, datorită revelației pe care El ne-o dă. Întotdeauna când imaginea noastră despre Dumnezeu vine de la noi înșine, vine de jos în sus, de la mintea noastră, noi confecționăm idoli. Pentru că mintea noastră nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeul infinit, de aceea ea întotdeauna va fabrica un Dumnezeu mai puțin Dumnezeu decât Dumnezeul adevărat. Și acesta este un idol. În zilele acestea am găsit o carte aici în bibliotecă, fiind la biserică vineri seara, și am stat câteva minute și am răsfăit-o. Era un fel de panoramă a ideilor filozofice și teologice pe care le-a cunoscut omenirea. M-am îngrozit, efectiv m-am îngrozit. Dacă ați vedea o asemenea panoramă, o asemenea schiță, dacă vreți, a ideilor filozofice și teologice care au avut loc în istoria umanității, v-ați speria. Sunt mii de curente, mii de idei. Mintea omului a fost într-o frământare îngrozitoare de-a lungul secolelor de a-și imagina cine este Dumnezeu? Cu cine avem noi de-a face? De ce existăm pe lumea asta? De unde venim? Încotro ne ducem? Întrebările esențiale a ființei noastre umane. Revin încă o dată. Ori de câte ori noi fabricăm o imagine despre Dumnezeu de jos în sus, de la noi, din mintea noastră, producem un idol. Cu o imagine falsă despre Dumnezeu, o să ne rugăm eronat. Nu o să ne rugăm corect niciodată. Vom vedea pe parcursul celorlalte săptămâni, când vom studia mai profund rugăciunea Tatăl nostru, că diferența între creștinism și păgânism este că păgânul încearcă să-L convingă pe Dumnezeul lui să facă ce vrea el. Pe când creștinul întotdeauna vrea să se acordeze la voia lui Dumnezeu. Una dintre frazele rugăciunii este: facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Haideți să urmărim trei idei în această seară despre rugăciunea Tatăl nostru. Și prima afirmație care vreau să o fac este că rugăciunea
este o rugăciune personală. Rugăciunea este personală. Ea se adresează Tatălui nostru, Tatăl nostru. Rugăciunea implică o relație personală cu Tatăl nostru ceresc. Dacă deschideți împreună cu mine la Luca, capitolul 11, unde Domnul Iisus a fost rugat de ucenici să învețe cum să se roage, el a spus rugăciunea Tatăl nostru, schița aceasta, dacă vreți, de rugăciune, și apoi le-a vorbit despre stăruința în rugăciune. Veți observa foarte repede că în pildele acestea spuse de Domnul Iisus Hristos apar niște relații. Dacă unul dintre voi are un prieten, spune Domnul, practic nu te poți duce la un străin să-i bați la geam noaptea la ora 2 să-i ceri o bucată de pâine. Te poți duce dacă ești în bune relații cu omul acela și este prietenul tău. Observați, rugăciunea este bazată pe o relație. Și apoi, în finalul textului despre stăruința în rugăciune, Domnul spune așa, cine este tatăl acela dintre voi, nu? Că dacă copilul lui îi cere pâine, nu îi să-i dea o piatră. Sau dacă îi cere un pește, să-i dea o scorpie. Observați din nou relația tată și fiu. Noi nu ne putem ruga lui Dumnezeu în afara unei relații cu El. Trebuie să fim prieteni cu Dumnezeu, în cel mai bun caz, să fim fii lui Dumnezeu, să ne ducem la Tatăl nostru ca să cerem, nu-i așa? Ambele ilustrații spun despre relație, ori prieten, ori tată-fiu. Se spune că Petre Țuțea a fost interpelat într-o zi la închisoare de ceva gardian care a spus, domnul Țuțea, dumneavoastră ești un om așa de inteligent, ești o universitate întreagă, cum poți să crezi în Dumnezeu? Și cum ăsta era un mucalit așa, zice, cred că mi se trage de la orgoliu meu. Zice, nu pot să cred că sunt din maimuță. Așa, mândria mea nu mă lasă să cred că sunt din maimuță. Și ea a stupat gura gardianului. Zice, cred că din orgoliu mi se trage, de aia cred. Dacă crezi că ești produsul evoluției, rugăciunea nu face sens. Dacă crezi mai puțin despre Dumnezeu decât ceea ce este El cu adevărat, atunci vei încerca să-L manipulezi, nu? Se zice că la biserică s-a dus un om foarte bogat care avea nevoie de o sumă mare de bani pentru investiție. Și în timp ce se ruga la ora de rugăciune, nu? A auzit pe unul din spate care zicea, Doamne, ai milă de mine, am nevoie de $100, că sunt vai și amar de capul meu, n-am ce mânca, n-am ce dat la copii. Ăsta a băgat mâna în buzunar, a scos $100, i-a dat-o la săracul din spate și și-a continuat rugăciunea. Și acum, Doamne, zice, pentru că cred că ți-am atras atenția, nu? Aș avea nevoie de o sumă foarte mare de bani, nu? Dacă nu avem o imagine corectă despre Dumnezeu, vom încerca să-L păcălim cumva, nu? Vom încerca să obținem ceva de la El. Vom încerca să-i atragem atenția cumva, nu? Ca să obținem ceea ce vrem noi. Este absolut deranjant că foarte mulți pocăiți care reușesc să primească ceva de la Dumnezeu, fac înconjurul lumii și încep să povestească ce-or reușit ei să smulgă de la Domnul, nu? Eu cred că ar trebui să avem grijă mai mare la chestiunile astea, cu mărturisirile astea care noi le facem. Încă o dată, nu ne putem duce la Dumnezeu în afară unei relații. Ce este foarte frumos în Cartea Sfântă, se vorbește despre Domnul Iisus, care întotdeauna s-a rugat Tatălui Ceresc și îi spunea Ava, care înseamnă tăticule. Am mai spus aici, mie mi-era foarte greu să-i spun lui tata, tată. Mi se părea ne la locul lui. Spuneam tăticu. Știți că Domnul Iisus când se adresa Tatălui Său din cer, spunea tăticule? Este un lucru extraordinar. Știți că nouă ni se dă exact același har? Iată ce spune Pavel în Romani 8,
15 și 16. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu? Este Dumnezeu Tatăl nostru al tuturora sau nu este? Într-un fel, El este Tatăl nostru al tuturora, indiferent cine suntem și unde ne-am aflat pe fața Pământului, pentru că suntem creați de El. Prin creație, Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturora. Iată ce spunea Maleahi 2, capitolul 2, versetul 10. N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Ba da, El este Tatăl nostru al tuturora pentru că ne-a creat. Suntem creația Lui. De aceea putem să fim puțin orgolioși, nu? Că nu suntem produsul unei maimuțe, nu suntem produsul unei evoluție, n-am coborât din copac. Suntem creație divină. Și valoarea noastră ca ființă umană ne este dată exact de faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Prin păcat însă noi ne-am îndepărtat de Dumnezeul nostru și în Isaia 59, versetul 2, cuvântul Domnului spune așa: nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile noastre, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Suntem fiii lui Dumnezeu prin creație? Dar păcatele noastre au pus un zid de despărțire între noi și El. Suntem niște copii plecați de acasă, niște copii care am plecat să risipim averea lui Dumnezeu în lume, după păcatele și după plăcerile după care noi am alergat. Dar slăvit să fie Dumnezeu că L-a trimis în lumea noastră pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca moartea Sa răscumpărătoare pe cruce să ne împace cu Tatăl, să ne aducă din nou într-o relație de Tată și Fiu cu Dumnezeul nostru. În Isaia 53, cu 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: că pedeapsa care ne dă această pace cu Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu, a căzut peste El, peste mielul lui Dumnezeu. Nu mai suntem în război cu Dumnezeu acum. Păcatul a fost plătit. Devenim copii al lui Dumnezeu, așa cum spunea Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Suntem copii al lui Dumnezeu acum, prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea venim la Tatăl acum prin Fiul. Venim la Tatăl prin Fiul. În Ioan capitolul 14, versetul 14, și este ușor de reținut, Domnul a spus: dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face. Ne ducem la Tatăl în numele Lui. Ce înseamnă asta? O formulă așa pe care noi o răsim, în numele Domnului Iisus, te rog. Nu cred că e o formulă. Ne ducem la Tatăl pentru că Iisus Hristos a murit la cruce pentru păcatele noastre. Avem împăcare cu Tatăl din ceruri. Suntem înfiați din nou în împărăția lui Dumnezeu. Ne ducem pe această bază înaintea lui Dumnezeu. Suntem fii al lui Dumnezeu acum pentru că Iisus Hristos, Fiul Lui, a murit la cruce ca să ne împace cu Tatăl. Venim înaintea cuiva căruia îi pasă de noi. Venim în fața cuiva care este gata să asculte ceea ce spunem. Venim în fața cuiva care ne cunoaște mai bine ca oricine din această lume. Avem acces la Tatăl din pricina Domnului Iisus Hristos. Nu ne mai ducem la El pe baza meritelor noastre, pentru că nu le avem. Ne ducem în baza ușii deschise. El a spus: Eu sunt ușa. Intrăm prin această ușă în prezența Tatălui din ceruri. Ne ducem la Tatăl prin Fiul. De aceea rugăciunea este personală. Ea nu poate fi altfel.
Dar rugăciunea este și practică. Ne rugăm Tatăl nostru, Tatăl nostru, pentru că mă duc la un tată al fraților mei. Și aici este dimensiunea comunitară a bisericii. Eu când aud fraze din acestea, a, poți să fii creștin și acasă, poți să stai, de ce trebuie să te duci la biserică, de ce trebuie să te... Eu cu Dumnezeu, mântuirea e personală. Da, dar Dumnezeu este Tatăl nostru, nu este Tatăl meu. Era o poveste foarte simpatică, pe vremuri, zice că un om bogat aici din America, într-o zi a bătut un negru la ușa lui. Cum a văzut asta prin geam că e de culoare mai închisă, a zis, ia vine prin spate. L-a chemat prin spate, pe ușa din spate, ce vrei? I-a spus ăla ce vrea, dar ăsta fiind creștin, așa dintr-o dată l-a apucat evangelizarea. Și s-a gândit, hai să-l evangelizez, să-i spun cuvântul Domnului la negru ăsta. I-a dat de mâncare și zice, uite, noi înainte să mâncăm ne rugăm. Vrei să repeți după mine rugăciunea? Și s-a ridicat în picioare, bogatul a început să spună, Tatăl nostru care ești în ceruri, negru a zis, Tatăl tău care este în ceruri. Stai, că tu nu înțelegi, repet exact cum spune, Tatăl nostru, și ăsta era zis, Tatăl tău. Și ăsta l-a întrebat, dar de ce tot ești încăpățânat? Păi zice, dacă Dumnezeu era Tatăl nostru, nu mă băgai prin spate, mă duceai pe ușa din față, atunci înseamnă că suntem frați, nu? Dumnezeu este Tatăl nostru, nu Tatăl meu. Dumnezeu este împotriva egoismului meu. Eu sunt așa de necăjit când văd creștini care vin de o viață la biserică și se supără. Nu m-a pus acolo, nu mi-a zis nu știu ce, nu m-a făcut nu știu unde. Eu, nu? Și nu reușești, cât ai fi de deștept, nu reușești să mulțumești egoismul ăsta îngrozitor care există. Dar dacă noi ne-am gândit și mintea noastră ar fi Tatăl nostru, nu? Nu ne-am mai gândit așa de mult la noi înșine, ci ne-am gândit la toți, la noi ca familie. Altfel am reacționat atunci când cineva, eu știu, nu mi-a zgândărit mie și nu mi-a lustruit mie egoismul meu. El este Tatăl nostru, Tatăl tuturor. Tatăl tuturor celor adoptați prin jertfa lui Iisus Hristos în familia Lui. Dimensiunea aceasta comunitară este extrem de importantă. Asta înseamnă că eu când mă duc la Dumnezeu, mă duc la Tatăl nostru al tuturora, mă duc cu toți frații mei pe care sângele lui Hristos i-a spălat și i-a curățit. Mă duc cu toți frații mei de toate religiile creștine, de toate nuanțele care există. În Chicago am avut niște probleme destul de serioase cu niște frați de-a noștri, pentru că am luptat foarte mult să spargem peretele ăla de sticlă care există între noi și ceilalți. Nu? Doamne ferește să te duci la o biserică ortodoxă, ai picat din credință, nu? Ce să cauți acolo, Doamne? Aveam niște teorii foarte bine puse la punct. Ce să spunem de baptiști, de creștini după Evanghelie, de adventiști, auleu, erau niște bariere, niște garduri foarte bine stabilite de mulți ani. Și am început să lucrăm la demolarea acestor garduri. Să poată veni alții la noi și ne putem duce și noi la ei. E adevărat că nu prea reușeam să spargem gardurile la alții, le spărgeam la noi și noi îi primeam bine pe toți. Și am hotărât între păstorii din Chicago să nu mai spunem niciodată altfel celor alte religii decât frații noștri. Să spunem frații noștri ortodoxi, frații noștri adventiști, frații noștri baptiști, frații noștri creștini după Evanghelie, frații noștri catolici. Era foarte greu pentru unii să accepte că ăștia sunt frații noștri. Nu se poate, Doamne, toți sunt greșiți în afară de noi.
nu? Norocul lor că mai existăm și noi, că este singura lor salvare, nu? Trebuie să vină la noi, că altfel, vai ce amar de ei. Ui. Poți să spui Tatăl nostru și să înțelegi că Dumnezeu se uită acum la toți oamenii care se roagă Lui. Toți aceia care sunt spălați prin sângele Domnului Iisus Hristos de toate nuanțele posibile. Ei sunt frații noștri în Domnul. Tata era foarte supărat că noi, frații, nu ne înțelegeam la oaltă. Eram patru și știți bine ce se întâmplă între copii. Cine are și-a avut mai mulți, știți și mai bine că războaiele sunt și mai dese, nu? Și tata era foarte supărat că noi nu ne înțelegeam la oaltă. Știți că Dumnezeu este la fel supărat că noi nu ne înțelegem unul cu celălalt? Ne crede mai speciali? Dumnezeu nu este un tată ca și Iacov să facă discriminare, nu? Și să aleagă între copii, așa, ăștia sunt preferațiile, ăștia le facem o haină specială, nu? Pestriță. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu ne iubește pe toți. Jertfa de la crucea Mântuitorului a fost pentru toți oamenii. Ar trebui să ieșim din gândirea aceasta îngustă, egoistă, sectară și să vedem că noi suntem o familie și Dumnezeu ne iubește pe toți. Suntem copiii Lui. Dumnezeu își adună familia în jurul Lui, comunitatea celor mântuiți. În al doilea rând, rugăciunea aceasta ar trebui a noastră întotdeauna să fie și pentru alții, pentru nevoile fraților mei. De aceea este practică. Noi ne-am luptat de ani de zile cu ora noastră de rugăciune, pentru că știți bine că ani și ani de zile ne-am rugat pentru ce trecea prin cap celuia care venea la microfon. Și uneori, dacă ăsta nu reușea să ne spună pentru ce să ne rugăm, nu știam pentru ce să ne rugăm. Și iar ne mai rugam, mai spuneam povestea și poezia aceea încă o dată lui Dumnezeu. Parcă el n-ar ști eu pe de rost de acum încolo, nu? Ne străduim să fim cât mai concreți în rugăciunile noastre care le facem în biserică. Rugăciunea pentru alții, pentru nevoile fraților mei, trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu. Iacov 5 cu 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Ca să fiți vindecați. Nu putem întreține relații cu Tatăl fără să avem relații bune unii cu alții. Vom vedea că ne vom ruga, Doamne, iartă-ne precum iertăm și noi. Veți vedea că se adâncește nevoia aceasta de comunitate pe parcursul întregii rugăciuni. Veți vedea că în rugăciunea Tatăl nostru acest plural este peste tot. Iartă-ne nouă păcatele noastre, pe cum iertăm și noi. Nu e vorba de singular aici, aproape nicăieri. Întotdeauna dimensiunea aceasta comunitară este prezentă în rugăciunea Tatăl nostru. Zilele trecute a trecut la Domnul fratele Mihalaș Ioan. Un om absolut extraordinar, un evanghelist neobosit, până la 80 și ceva de ani a umblat cu motocicleta, îi spunea în Timișoara, bikerul la patroace. Pentru că se îmbrăca, lua cravata, urca pe motocicletă și pleca la predicat Evanghelia, cine știe pe unde, prin România. A venit odată la Oradea și zice, mă Petre, mă, Domn Pedro, și am spunea, mă, Domn Pedro, în fața lui eram, cine știe ce, nobil, spaniol. Domn Pedro, zice, sunt cam bolnav, sunt bolnav. Păi a zis, și doctorii se îmbolnăvesc. Ce mă, eu sunt doctor de vaci. Și am spunea el, doctor de vaci, nu din ăsta la alt. Și sunt bolnav, zice, sunt foarte bolnav acum. Păi hai să mergem la biserică să ne rugăm. Zice, mi-e rușine. Cum așa?
Mi-e rușine, mă, domn Pedro, zice, pentru că sunt așa mulți oameni bolnavi grav. Am și eu o răceală, cine știe ce am. Mi-e rușine să mă duc la Dumnezeu cu nimica asta toată. Dar gata să se roage pentru alții de fiecare dată. Ce-ar fi să mai uităm de bolile noastre și să vedem bolile altora? Ce-ar fi să mai uităm de nevoile noastre și să vedem nevoile celora din jurul nostru? Dar probabil că trebuie o înaltă ținută spirituală să-ți fie rușine să mergi înaintea lui Dumnezeu pentru nimicurile tale. Când lumea se confruntă cu așa probleme mari în jurul nostru. Un alt lucru care trebuie spus aici la Tatăl nostru este că Iisus își zidește împărăția cu noi. Știți că împărăția lui, biserica lui este trupul lui și acest trup al său și-l zidește cu noi, cu cei mântuiți, cu copiii Tatălui din ceruri. Venim înaintea Tatălui nostru pentru interesele împărăției sale, pentru că imediat după ce ne adresăm lui, îi spunem, vie împărăția ta. Primul lucru care îl cerem în mod concret după ce știm în fața cui stăm, îi spunem, să vină împărăția ta. Și venirea împărăției lui este prin noi. El a spus, împărăția lui Dumnezeu este în voi, este în mijlocul vostru, este în inima voastră. Probabil că o să reluăm subiectul acesta pentru că zilele acestea, în timp ce studiam despre împărăția lui Dumnezeu, m-am uitat pe o concordanță și m-am îngrozit, m-am speriat. Toate evangheliile sunt pline despre împărăția și despre împărăție și noi nu prea vorbim despre împărăție. Noi am ales mântuirea și asta ne place și ne place de Iisus Mântuitor și nu ne place de El Domn care stăpânește și de ordine și de care trebuie să ascultăm. Dar știți că acest împărat își zidește împărăția cu noi? Voia lui se face prin noi. Facă-se voia ta, dar cum? Prin noi se face voia lui pe fața acestui pământ. Prin biserica lui, prin copiii lui, Dumnezeu își arată voia pe pământ așa cum este ea în ceruri. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că rugăciunea are putere. Tatăl nostru care ești în ceruri, nu avem un tată oarecare, ci un tată care este în ceruri. Știți că atunci când suntem mici, tata este cel mai grozav de noi, bate pe toți, te spune lui tata. Dar vin anii adolescenței când descoperim că tata nu e așa ca și alți tați. Eram de-a dreptul supărat pe tata, aveam un coleg în clasele primare de la școală, taică-s-o era doctor, domnule. Avea o bicicletă din aia cum eu, săracul, în toate visurile mele cele mai optimiste nu reușeam să visez o asemenea bicicletă. Când toți umblam cu un ghiozdan din ăla de carton, mai este cineva care ține minte ghiozdanele alea de carton cu un șiret așa maro, care îl luai în spate. Toți aveam câte un ghiozdan din ăsta. Domnule, ăsta avea geantă de piele, domnule. Avea sacoșă de-aia colorată, dusă din străinătate. Oh, ce-aș fi vrut să am și o tată doctor ca asta, nu? Într-o zi ne-am răzbunat tare pe el. I-am luat toate cărțile din geanta aia de piele și am băgat lemne de la soba de teracotă. Și l-am părât la profesor că fură lemne de la școală. Fiul doctorului fură lemne de la școală, domnule. Dar și vrut să am și eu tată doctor, să am asemenea biciclete, nu? E grozav. Ascultați-mă. Avem cel mai extraordinar tată care poate să existe. Tatăl nostru este Dumnezeu la tot puternic. Toate bogățiile universului sunt în mâna lui. Donald Trump, oh my, I don't care about the serentocul ăsta. Eu sunt mult mai bogat decât el.
Eu sunt Fiul Dumnezeului atotputernic. Toate bogățiile cerului sunt. Am auzit că și străzile din cer sunt din aur. Zice că un bogat avea și el o cărămidă de azi așa de aur. A hotărât să o pună cu el. Tot s-a rugat astăzi să o ducă cu el în părăția cerurilor. Și când a intrat acolo, Petru care la poartă, aveți, spuneți-vă bine cu mine, a zis, Doamne, eu nu foarte ciudat aici. Deci a apărut cu o cărămidă de aia de pavaj. Imaginați-vă, nu? Cerul întreg este pavat cu cărămizi de aur. Okay? Mai duște una? Gândiți-vă la aceste lucruri. Avem un tată în ceruri, nu doar pe pământ. Un tată care este la o rugăciune distanță. Un tată care are resurse inepuizabile. Ești fiul celui mai bogat tată din univers. Știți de ce rugăciunea are putere? Pentru că ea este puterea celuia căruia ne rugăm, nu puterea noastră a celora care ne rugăm. Este o religie foarte periculoasă în aceste zile, în mijlocul multor creștini din America, se cheamă Word of Faith, cuvântul credinței. Și această religie ne spune așa, tu ai cheia cerului, tu care te rogi, tu rostești cuvintele credinței. Și când ai rostit cuvintele credinței, se descuie cerul, vin bogățiile cerului peste tine. În formula aceasta a rugăciunii, tu ești factorul principal, nu Dumnezeu. Dumnezeu se execută la cuvintele credinței tale. Când spui cuvintele necredinței, atunci diavolul ascultă de tine. Când spui cuvintele credinței, Dumnezeu ascultă de tine. Fals, foarte fals. Puterea noastră nu este la noi, ci la Tatăl nostru care este în ceruri. Imaginați-vă că David are religia asta, Word of Faith, nu? Se duce în fața lui Golia și spune, rostesc peste tine. Ce a spus David? Vin înaintea ta, în fața ta, vin să mă bat cu tine în numele Dumnezeului Celui Atotputernic. Vin trimis de Tatăl meu. Puterea mea este puterea Tatălui meu. Este puterea Dumnezeului meu în a cărui nume eu vin înaintea ta. Nu vin în... Nu-i la mine cheia, nu-i în praștia mea puterea, nu-i în abilitatea mea să o învârt praștia, nu aici, nu în asta constă. Puterea mea este în numele celuia căruia mă rog. Puterea noastră, puterea rugăciunii, stă în cel căruia noi ne rugăm. Nu este la noi, ci este la Tatăl. Avem un Tată tot puternic și generos care ne iubește. Și aș vrea să fim conștienți cui ne rugăm. Și aș vrea să spun patru caracteristici acestui Tată din ceruri căruia noi ne rugăm. Numărul 1, Tatăl nostru este atotputernic. În Psalmul 139, versetele 1 la 4 spune așa, Doamne, Tu mă cercetezi, este atotștiutor, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Ne rugăm unui Dumnezeu care este atotștiutor, care știe totul despre noi. Nu-L putem păcăli, nu-L putem duce cu zăhărelul, nu ne putem ascunde de El. El ne știe și gândurile noastre înainte ca ele să capete forma cuvintelor, înainte să materializeze cuvintele noastre, ideile noastre în cuvinte. El le știe mai dinainte. Este atotștiutor. Tatăl nostru din cerul este omniprezent, este prezent peste tot. Este aici, acum
în momentul acesta aici, în Psalmul 139, versetele 7 la 10. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginile mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Nu mă pot ascunde de tine. Oriunde m-aș duce, ești acolo, ești prezent acolo. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, este omniprezent. Nu contează unde suntem, El este acolo, El este cu noi. În al treilea rând, Tatăl nostru cel ceresc ne înțelege, este un Tată care ne înțelege pe noi. Prin faptul că ne-a creat și că ne cunoaște în detaliu. Tot în Psalmul 139, versetul 14, spune așa: Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și în final, Tatăl nostru cel ceresc este atotputernic. Nimic nu este prea greu pentru El. Ieremia 32 cu 17. Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Nimic nu este de mirat din partea Ta. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Numărul 1, când vii înaintea lui Dumnezeu, nu te grăbi. Doar în caz de urgență. Ia-ți timp. Este o întâlnire solemnă. Este o audiență unică. Ia-o cu cea mai mare seriozitate care poate să existe. Nimic nu este mai important decât discuția ta cu Tatăl Ceresc acum. Se spune despre Susanna Wesley, o mamă care a avut 19 copii, dacă nu greșesc așa, avea un obicei. Când se ruga, în mijlocul atâtor copii, vă dați seama că era greu să găsească un loc unde să se roage. Erau și săraci. Dar a învățat pe copii, când îmi trag marama pe față, să știți că eu mă rog, eu stau de vorbă cu Dumnezeu. Și toți copiii știau că mama stă de vorbă cu tatăl nostru, cu tatăl ei ceresc. Și respectau timpul acesta atât de solemn. În al doilea rând, vină înaintea lui ca tatăl nostru, întreține o relație corectă cu tatăl tău din ceruri. Întreține această relație. Dacă l-ai supărat, dacă știi că păcatele tale de săptămâna asta au pus un zid de despărțire, pocăiește-te, repară relația cu Dumnezeu. Sunt relații în lumea aceasta importante. Sunt relațiile soț-soție sunt extrem de importante, părinți-copii. Dar relația ta cu Dumnezeu este crucială, este fundamentală. Din această relație poți să se vindece celelalte relații. Oamenii care nu stau bine cu Dumnezeu nu stau bine nici unii cu alții. Când te împaci cu Dumnezeu, te poți împăca și cu semenii tăi. Întreține relația asta cu Dumnezeu, cu Tatăl, ea trebuie să fie foarte autentică. Vino înaintea Lui în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Său. Nu rosti în numele Domnului, așa cum spun unii ca o frază învățată și care stă bine și se aude bine la rugăciune. Vino încredințat că Dumnezeu îți deschide ușa cerului nu pentru meritele tale, ci pentru meritele Lui. Și-a pleacă urechea să audă ce spui tu din pricina Fiului Său, din pricina sângelui Lui care a curs pe lemnul crucii de la Golgota. De aceea vino în numele Domnului Iisus Hristos. Adu înaintea sa nevoile tale și ale altora. Și ar fi bine să le pui pe ale altora înainte, că atunci Dumnezeu se va ocupa și de ale tale. 5. Vino conștient că ai un Tată Ceresc, atotputernic și bogat și toate resursele sunt la El. Crede în intervenția sa miraculoasă. Și ultimul
vină înaintea unui tată care te iubește, te cunoaște și îți vrea binele. Mulți dintre noi am avut aspri, care s-au purtat cu asprime cu noi și ne era groază să venim acasă. Țin minte că nu prea îmi plăcea să-mi fac temele, că erau așa multe lucruri, așa mult prieteni și joacă toată ziua. Și mă culcam de vreme înainte să vină tata acasă. Nu? Dar asta, domnule, a fost de o încăpățânare teribilă. Nu contează la ce oră a venit acasă și la 1 noaptea m-a trezit să vadă temele. În câte nopți, plângând la lampă, mi-am făcut temele de casă. Pentru că am avut un tată care nu m-a iertat. Trebuie să-mi fac temele de casă. Și unii dintre noi credem și despre Dumnezeu că e tot la fel, nemilos. Cum ne bucurăm un pic, cum pune joarda pe noi și iară mai vine o încercare. Și avem despre Dumnezeu păreri izvorâte uneori din relația cu tatăl nostru cel pământesc. Să știți că Dumnezeu nu este așa. Este un tată care te iubește și dacă te iubește, te iubește cu adevărat. Te cunoaște și te cunoaște mai bine decât te cunoști tu și îți vrea binele. Vino întotdeauna pe baza acestor lucruri înaintea Lui. Și întotdeauna când rostești Tatăl nostru, aș vrea în încheiere să rămâi cu ideea asta, El este Tatăl nostru al tuturora, chiar și acelora care nu ne plac nouă. Chiar și acelora care sunt de altă culoare decât noi, vorbesc o altă limbă decât noi, este Tatăl nostru al tuturora. Ce-ar fi să gândim în termenii aceștia atunci când venim înaintea Lui? Am citit zilele acestea o întâmplare foarte specială. La un restaurant, cel care lua masa se uita pe geam și a văzut niște băieți, copii de ăștia ai străzii mizerabili, murdari, flămânzi. S-a dus afară și a luat și a chemat la masă cu el și le-a comandat mâncare la toți. Și mâncau săraci pe rupte. Și a chemat chelnerul cu nota de plată, a dat cardul. Și când a venit nota de plată, pe nota de plată spunea așa: mașina noastră nu poate da biluri pentru omenie. Nu poate să calculeze omenia și inima bună a cuiva. Zero de plată. Știți că noi venim înaintea Tatălui nostru din ceruri, care are copii flămânzi, care are copii singuri, știți că ăștia sunt frații noștri? Ce-ar fi să începem să vedem lumea prin ochii Lui? În această seară am să închei cu o întrebare. Știți că inima lui Dumnezeu se frânge pentru astea, pentru lucrurile astea? Ți se frânge și ție inima de ceea ce îi se frânge lui Dumnezeu inima? Dacă nu, s-ar putea să nu fim într-o relație prea bună cu El. Dacă inima noastră se frânge pentru ceea ce se frânge inima lui Dumnezeu, lucrurile încep să stea bine și încep să se rezolve. Pentru că El este Tatăl nostru al tuturora.